În cazul lui Mim Sakin a mai rămas să vorbim de ultima regulă a lui Mim Sakin și este vorba de El-Izhar Eşşefevi. El-Izhar Eşşefevi. El-Izhar, izhar am spus că evidențierea literei. Ca să nu se confunde cu Nun Sakin, pentru că acolo s-a numit tot Izhar, s-a adăugat Şefevi. Și am spus că de câte ori auzim Şefevi, înseamnă că este vorba de Mim Sakin. Izhar Şefevi, adică este vorba de Izharul lui Mim Sakin, al evidenția pe Mim Sakin. Când, dacă după Mim Sakin, urmează unul dintre. Noi la Mim Sakin am zis că avem trei reguli. Avem idgham, dacă după mim vine mim. Avem ihfa, dacă după mim vine b. Deci am luat două litere din alfabet, au mai rămas 26. Deci după Mim Sakin, când vine unul dintre cele 26 de litere din alfabet, indiferent care sunt ele, trebuie să-l evidențiem pe mim. Trebuie să-l pronunțăm clar. M. Trebuie să-l evidențiem și evidențierea lui se numește izhar. Izhar el-mim. Adică îl pronunțăm pronunțăm normal. De fapt, această regulă este o regulă normală. Este citirea așa cum se scrie. Nu diferă nimic. Numai că, pentru a pricepe mai bine regulile, savanții au încadrat această regulă izhar eşşefevi, așa cum au încadrat și izhar în cazul lui Nun Sakin, când se întâlnește cu unul dintre cele șase litere. Astfel încât tot alfabetul să fie clar împărțit, să știm foarte bine că să nu cumva să ne gândim, ok, Mim Sakin are două reguli, dar oare dacă după Mim Sakin urmează unul din celelalte litere, ce se întâmplă? Și atunci, ca să nu avem aceste dubii nelămuriri, au spus că după Mim Sakin, dacă vine unul dintre celelalte 26 de litere din alfabet, avem legura. Regula izhar eşşefevi. Bine, exemple sunt foarte multe în Coran. De exemplu, când citim Elhamdu. Elhamdu. Elhamdulillah, elhamdulillah, ham. Se aude clar, da? Elhamdulillahi rabbil alamin. Enamte aleihim, de exemplu. Aleihim gairil. Deci aici întâlnim exemplul Mim Sakin cu dal în același cuvânt și aici Mim Sakin cu gain în două cuvinte separate. Aleihim gairil maghdubi aleihim walad dalin. La fel. Deci în cazul acesta Mim și aici, la fel, Mim, îl pronunțăm clar. Evident, trebuie să iasă în evidență și se pronunțe foarte, foarte, foarte clar.